Am să vă și arăt ce pierdeți dacă nu veniți astăzi până în ora 16 să ridicați 4 astfel de cutii de înghețată puse la bătaie de sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană. Până la finalul verii aveți această șansă. Condiția este să veniți la noi până în ora 16 în fiecare zi, de luni până vineri. Și la final, după ce vă alegeți aromele, bineînțeles, din lada noastră de înghețată, să faceți și un selfie, să vă lăudați prietenilor și, de ce nu, să îndemnați și pe ei să vină, pentru că noi avem acest super concurs, Maratonul Înghețatei la Metropola TV. Eu zic că vă veți răcori cu siguranță, chiar dacă temperaturile încă nu sunt atât de ridicate încât să vă tenteze, e bine să o aveți acolo la congelator, cine știe, pentru zile toride de vară. Mai departe, zic să ne răcorim și cu o melodie marca Ondi, se numește Cum îți oprești inima, și imediat după ce o ascultăm, vom și povesti cu artistul. O piesă relaxată de vară, așa cum ar trebui să fim și noi în aceste zile. Ondi este alături de noi în platou. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Prima întrebare, ai o colecție de cămăși înflorate tropicale? Da, Sau am, e under construction? Am foarte multe. Da? Da, le-ai numărat vreodată? În părând, așa, în timp. Să fie 10, 15, 20? Mai? Da. Wow! Îmi plac foarte mult. Practic poți face o prezentare de modă lejer. Clar, sigur. O să vin aici și poate o să fac o prezentare de modă. Le folosești și când e toamnă, iarnă, tocmai ca să rămâi așa toamnă, conectat iarnă, la vară? Toamnă, iarnă, anorace, deci nu mă duc în zona asta de exotic. Vara. Vara se potrivește foarte bine cu... Cu vibe-ul și cu vibe-ul, da, energia. Da. Cum ai ajuns la această melodie? Ți-am amintești prima dată când ai ascultat-o sau e o poveste reală? E o poveste. Verișoara mea lucrează cumva cu un studio și mi-a trimis o piesă pe WhatsApp și am ascultat-o și mi-a plăcut piesa ei. Și i-am spus, mamă, trebuie să fac și eu neapărat o piesă aici, și a ieșit Cum îți oprești inima. Foarte tare! Te-ai gândit la cineva anume în timp ce compuneai? Nu am compus eu piesa. Am foarte multe piese compuse de mine, dar le țin acolo. O să vină și momentul lor, sper să fie curând. Aș vrea să îmi povestești puțin cum e vara ta. Până acum ai apucat să pleci pe undeva sau te pregătești de acum înainte? Am fost 2 zile în vamă, da, dar sper să plec undeva, nu știu, prin Grecia sau în Turcia. Am propun să plec vara asta. Și în schimb e cea mai tare vară. E genial, o să țin minte toată viața, cred, vara asta. Numai datorită faptului că ai lansat această melodie? Și nu numai, merge super bine și mulțumesc din suflet Universului pentru că el lucrează acolo cum trebuie. E anul meu, practic, așa se numește. Doamne, ești așa să fie. Cum ești până acum cu cariera muzicală? Ești satisfăcut de ce ai obținut anul acesta? Da, lucrez de la 12 ani tot, mă vizualizez așa să mă văd artist și progresez. Clar, este un drum greu, este foarte greu să ajungi să fii cunoscut, dar nu e imposibil, oricine poate. Dacă îți dorești cu adevărat, orice te se poate îndeplini. E foarte important să ai această încredere teribilă și optimismul să-ți fie alături în fiecare zi. Dimineața, cum procedezi când n-ai niciun chef, în diminețile alea cele mai proaste ale tale? Cum reușești să-ți dai vibe-ul ăla bun de care ai nevoie? Ascult muzică, muzica mea preferată. Chit că e tristă sau cu energie, nu contează, dar e muzica mea preferată și mă gândesc că trebuie să fie cea mai frumoasă zi din viața mea. Și nimic nu mă poate opri să fie frumos. Și așa ar trebui oricine să spună, să nu lăsăm grijile așa să ne acapareze. Eu sper să îi ajutăm pe cei de acasă și să se molipsească de la tine în această dimineață. Sper. Ce te inspiră în momentul în care compui? Ceva oamenii, ce ți se... Oamenii, oamenii wow, care mă ascultă. Și mesajele pe care le primesc pe Instagram, pentru că eu așa îmi încarc energia. Când mai citesc un mesaj, și de ziua mea, eu nu răspund la mesaje în ziua respectivă. Când e ziua ta? Pe 2 februarie. Oh, okay. De ziua mea nu răspund la mesaje deloc în ziua mea. Și răspund așa, într-o săptămână, ca să în fiecare zi să primesc energia oamenilor. Ce tare! Nu m-am gândit la treaba asta. Da. Cred că e mai bine așa, știi, să răspunzi, că oamenii oricum nu se supără fiind prietenii tăi și așa te bucuri o săptămână că e ziua ta, de fapt. Dacă ar fi să colaborezi cu un artist din România, cu cine ți-ar plăcea să colaborezi? Wow! Zi acum să rămână înregistrat și când va fi colaborarea să punem înregistrarea de acum și uite ce te-ai imaginat și că ai reușit. Irina Rimes, îmi place foarte mult de ea, îmi place că transmite, e un artist complet, Irina Rimes, scrie singură piesele. Și transmite foarte, foarte mult. Alina Iremia, Teo Rous. Și ca băieți, nu știu, habar n-am, nu știu. Mario Fresh am văzut că e acum, e necesar. Johnny Romano?
Îmi place Johnny Romano, da, e super mișto, dar nu cred că ne... El e cu alt stil. Pe al tău, cum l-ai definit? Cum e stilul tău? E spre reggaeton balcanic? Reggaeton balcanic, dar am avut o perioadă în care cântam piese triste, așa, și cred că mi se potrivesc mai mult, dar am fața asta exotică și parcă mai merge câte o piesă exotică. O să dau puțin din casă. Pot să dau aura puțin din casă? Ce-a întrebat frății când a venit în regie. Cine e Maluma din platou? Maluma de România, da, așa mi s-a spus pe rețelele de socializare. Nu știu, deci chiar așa, chiar așa ai fost botezat. Da, da, Maluma de România. Eu îl urmăresc pe Maluma, fanul lui cumva. Și nu știu, nu? Te pare că aduci un pic. Da? Da, nu știu, aveți așa ochii căprui strălucitori, aveți ceva în privire, nu știu. Mie așa mi se pare. E bine, na. Hey. Numele tău, de ce acum l-ai ales? Cum ai ajuns la Ondi? Am avut foarte multe variante și aveam un prieten maghiar, lucram la mare și mă striga Andy, apoi în maghiară la Andrei se spune Ondraș. Ondraș, Ondraș, Ondi și a ajuns la Ondi și apoi toți îmi spunea Ondi. Ce tare! Plecat, da. Mai țineți legătura acum? Nu. Dar ar ști că el te-a botezat. Știi, da, sigur știi. Iris îl chema, să nu știu ce, nu. Nu mai amintesc bine. Când urmează să lansezi următoarea piesă? Cred că într-o lună și ceva. Și o să fie piesă scrisă de mine. Te aștept cu mare, mare drag să revii aici în platou și să ne prezinți această melodie. Până una alta, mult succes cu aceasta. Și să ne revedem cu bine. Mulțumesc. Ai o vară super, super. Mulțumesc mult. Mai departe, vă propun să ne întâlnim cu o femeie extrem, extrem de frumoasă. Este de la mine din Slatina. Cu asta mă mândresc peste tot, ori de câte ori am ocazia. Mădălina Ghenea a făcut furor la festivalul de film din Taormina. A fost vedetă pe covorul roșu, cum altfel s-ar fi putut. Și vă invit să vedeți și voi și să vă răsfățați privirile. Mădălina Ghenea a fost prezentă la festivalul de film de la Taormina, ca reprezentantă din partea distribuției filmului Deep Fear, producție în care joacă alături de Ed Westwick. Actrița a fost felicitată, iar criticii de mod au nominalizat ținuta divei drept una dintre cele mai bine alese de la eveniment. Grazie mille, grazie a voi, onoratissima, sono molto felice di tornare stasera su questo palco. Mi avete premiata qui 7 anni fa e devo dire che un premio è un grande complimento, ma è anche una grande responsabilità, perché penso che un artista riceve un po' il peso di non deludere mai, di non deludere le persone, ecco, le persone che mi hanno premiata qui su questo palco. Mădălina a optat pentru o rochie strălucitoare cu un decupaj generos în zona spatelui și a picioarelor. Actrița a adus un omagiu bunului său prieten italian, Pietro Coccia, care s-a stins din viață în urmă cu 3 ani. După ce a apărut în pelicula House of Gucci, unde a jucat alături de Lady Gaga, Jared Leto și Salma Hayek, aceasta își va face apariția într-o peliculă care promite să se ridice cu mult deasupra așteptărilor publicului. Mădălina Ghenea joacă rolul unei proprietare de iaht pe nume Naomi, care pornește într-o călătorie pe mare pentru a se întâlni cu iubitul ei, Jackson, interpretat de Ed Westwick. Călătoria ei liniștită se va transforma însă într-un coșmar. În timpul unei furtuni, se întâlnește cu supraviețuitorii unui naufragiu. Aceștia se dovedesc a fi traficanți de droguri și de aici începe lupta pentru supraviețuire. E, și acum că v-am răsfățat vizual, eu zic să coborăm puțin cu picioarele pe pământ, acolo unde respirăm un aer din ce în ce mai poluat, mai ales dacă stăm în București, dar nu numai. Nu ne-am dorit să avem parte de același tip de aer și în casele noastre, motiv pentru care l-am invitat alături de noi pe domnul Florin Cordiș. Este antreprenor și are o vastă experiență în domeniul echipamentelor de tratare a aerului. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am înțeles că din 2003 vă ocupați cu astfel de echipamente, deci timp suficient să prindeți toate hățișurile și toate tehnologiile dezvoltându-se. Da, mă ocup deja de mulți ani de asemenea echipamente și, într-adevăr, sunt multe, e destul de complex domeniul.
Dacă ar fi să-l dublăm și cu partea medicală, având în vedere că suntem foarte mulți cei care suferim de sinuzită, avem și vreo deviație de sept, ne vine greu să respirăm, mai ales noaptea, mai ales nu putem lăsa aerul condiționat pornit noaptea, nici geamul deschis că e prea cald. Care sunt opțiunile pe care le avem? Mă gândesc acum la alternativele pe care le-am avea de înlocuirea aerului condiționat. Înlocuirea aerului condiționat este o preocupare în momentul acesta, pentru că aerul condiționat este destul de greu accesibil din punct de vedere al costurilor, dar și din punct de vedere al costurilor ulterioare, costul de achiziție plus costul de exploatare. Acum suntem destul de preocupați de costul energiei electrice. O alternativă viabilă sunt răcitoarele adiabatice, răcitoare care se bazează pe răcirea cu apă. Și dacă luăm în calcul avantajele acestei noi tehnologii, putem cu adevărat să spunem că este o alternativă la aerul condiționat. Cum funcționează aceste răcitoare dacă ne referim și la economia de energie electrică? Funcționează foarte simplu, folosind apa. Putem să punem și să completăm și gheață. Apa aceasta vine pe un fagure, curge pe un fagure cu ajutorul unui ventilator. Aerul este trecut prin această perdea de apă și este răcorit 8-10 grade chiar. Wow! E o diferență consistentă și totuși sănătoasă, având în vedere că... Este exact că... cât trebuie. Da, mulți dintre noi setăm aerul condiționat pe 16 grade, ceea ce nu e deloc util, având în vedere că dacă mai ieșim să luăm o pâine în canicula de afară, ne face mai mult rău decât bine. În România este bine primit această metodă alternativă de răcire? Au auzit românii de ea sau ne aflăm într-o zonă a pionieratului? Este o metodă, o tehnologie destul de nouă și chiar și furnizorii, producătorii sunt încă în exploatarea acestei tehnologii. De aceea nu toți producătorii reușesc să optimizeze această tehnologie. Dar cei care au reușit, și noi avem mai mulți furnizori, reușim cu adevărat să facem o diferență. Acesta este primul lucru pe care trebuie să ne asigurăm, că noi cei care aducem acest gen de tehnologie, aducem tehnologia la nivelul optim, după care creșterea awareness-ului este o preocupare. Și da, aici încă mai avem de crescut și mai avem încă de exploatat. Cred că este și un teren fertil, pentru că nu toți românii au aer condiționat, dar cei care au deja aer condiționat, probabil că la achiziție s-au gândit, ok, îl cumpăr și cumpărat rămâne. Totuși, costul de mentenanță ar include, cred, și igienizări, schimbarea freonului. Cu ce ne confruntăm, de fapt, când cumpărăm un aparat de aer condiționat? Aparatul de aer condiționat, într-adevăr, necesită o mentenanță, altfel poate să devină chiar o sursă de îmbolnăvire. De aceea, primăvara, trebuie să facem această igienizare, în primul rând. Primăvara și toamna, dacă intenționăm să-l folosim pe cald. Deci dacă facem această igienizare, sunt multe tutoriale cum se poate face chiar de către noi înșine sau dacă nu putem apela la un specialist. Dacă facem această igienizare, totuși, după aceasta, trebuie să mai luăm în calcul și alte lucruri. Aerul condiționat este un sistem închis, condiționează aerul și dezumidifică foarte mult aerul. De aceea avem nevoie să ne măsurăm umiditatea în încăpere și dacă nu este între parametrii optimi, între 45 și 55% umiditatea, dacă este sub 40%, de exemplu, avem nevoie să luăm în calcul inclusiv un umidificator cu care să completăm funcționarea aparatului de aer condiționat. Deci, condiționarea aceasta implică și alte lucruri ulterior. Câștigăm pe o parte, dar pierdem pe cealaltă. Da. Te deranjează la un moment dat când constați că nu te mai odihnești bine și spui fel de fel de întrebări. Măi, dar dorm 8 ore, dorm la oră rezonabilă, mă trezesc destul de ok și cu toate astea nu mă simt odihnit. Și la un moment dat, măsurând gradul de umiditate din cameră, mi-am dat seama că asta era problema, mi se usca nasul foarte tare în timpul nopții, mai ales iarna, și atunci am considerat oportun să achiziționez un umidificator. Ne mai adresăm unei categorii aparte, părinții care au bebeluși, da, care s-au născut, iată, în această perioadă toridă și care merg așa, ca pe ghimbi, și încearcă să găsească un echilibru pentru copilul lor. Pentru ei, ce ați recomanda?
Recomandăm aparatele hibrid, aparate care au și umidificare și purificare a aerului. Aerul este foarte poluat, mai ales în zona urbană. Vorbim de aer foarte poluat. Citeam de curând un raport al OMS care spunea că datorită aerului poluat, până la 400.000 de persoane suferă de boli sau chiar moarte anticipată. Ceea ce înseamnă că suntem foarte afectați de această poluare. Și atunci combinarea unui aer umidificat cu un purificator poate să fie o soluție optimă. Iar pentru partea de răcire, probabil că părinții pot opta pentru această răcire alternativă ca să nu strice ce repară pe altă parte, nu-i așa? Sigur că da. Aerul condiționat nu este de refuzat, dar trebuie folosit foarte înțelept. Dacă avem deja aer condiționat, putem să-l folosim, dar nu pe o diferență mai mare de 10 grade față de temperatura de afară. Corpul nostru nu suportă schimbări atât de bruște de temperatură. Pe de o parte, pe de altă parte, se usucă foarte mult mucoasa nazală, ne face să fim foarte sensibili la orice virus, orice bacterie odată ce am ieșit din casă. Plus, mai trebuie să luăm în calcul aerisirea când folosim aerul condiționat. Dimineața, cel puțin 20-30 de minute aerisire și seara, la fel, 20-30 de minute aerisire. E foarte important să ascultăm aceste informații pentru că ne întoarcem cumva la noțiunea de iubire de sine. Da. Mergem așa prin viață și, din nefericire, pentru că nu ascultăm informațiile la timpul lor, noi ne facem rău și apoi, în loc să prevenim, ajungem din nefericire să tratăm. Și tratamentele pentru astfel de complicații la nivelul aparatului respirator sunt, dincolo de costisitoare, ne costă timp și ne costă confort. Ne-am putea bucura de anii noștri în loc să irosim, iată, trăind într-un mediu destul de poluat, zic eu. Așa că pe această cale vă mulțumesc că astăzi ați venit să împărtășiți cu noi informațiile și vă mai așteptăm să mai povestim pe parcurs, mai ales pe măsură ce aceste tehnologii sunt bine primite de români. Cu mare plăcere, mi-am făcut mare plăcere. Și noi mulțumim tare, tare mult. Da. La cinematograf puteți să mai mergeți să vă răcoriți și iată că va apărea un nou film, Minions. Cu toate acestea, dacă sunteți tineri și purtați costum, să știți că s-ar putea să n-aveți voie să intrați în sală. Ce ți-ai ieșit cu trendurile acestea, e bine să fim informați. La noi nu cred că s-ar întâmpla o astfel de febră a minionilor, deși și la noi sunt foarte, foarte populare aceste mascote, să le zic așa. Eu vorbesc în continuare despre informare pentru că, deși ne aflăm spre după amiază, avem nevoie să fim la curent. Boris Johnson a demisionat din funcția de prim-ministru pentru că Partidul Conservator i-a retras sprijinul politic. Va rămâne la conducerea executivului până în toamnă, când partidul va alege un nou lider care va conduce și cabinetul de miniștri. Procesul alegerii unui nou președinte al Partidului de Guvernământ și implicit al noului premier al Regatului Unit începe imediat, iar săptămâna viitoare va fi anunțat calendarul, după cum a anunțat Johnson. Johnson a demisionat după ce 57 de membri ai Partidului Conservator s-au retras din pozițiile guvernamentale, în semn de protest față de premier care este implicat în mai multe scandaluri. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now, and the timetable will be announced next week.
Valeriu Iordache, un tânăr din orașul Voluntari, este campion european și mondial de karate, studiază la Sorbona și câștigă competiție după competiție. Băiatul nu se oprește din a-și face părinții mândri și nu numai, ci și întreaga Românie. Ultima reușită a lui este câștigarea titlului de vicecampion seniori la karate. Paul Tiberiu Iordache este dublu legitimat la CSU Voluntari și Paris Shoto Karate, câștigă competiție după competiție în Franța, acolo unde este bursier la Universitatea Sorbona. Și asta nu este tot. Are brevet de scafandru, face tenis, schiază și se dă cu placa. Tânărul nu este doar un sportiv excelent, ci și un student de nota 10. Am început să aplic la facultate prin cadrul unei platforme. A fost un proces destul de complicat, a durat în jur de 3 luni și a trebuit să trimite scrisori de recomandare, motivaționale, precum și voluntariate, concursuri și competițiile sportive. Tibi este de 4 ori campion mondial și de 3 ori campion european și a reușit să îmbine sportul de înaltă performanță cu studiul. Sportivul studiază la Sorbona matematică, fizică, informatică și inginerie și a fost printre cei 3% dintre studenții străini admiși cu bursă la prestigioasa universitate. 9 persoane au fost reținute, iar 3 au fost plasate sub control judiciar după un scandal uriaș între două grupuri rivale din Botoșani. Totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi. A fost nevoie de intervenția polițiștilor, care au tras câteva focuri de avertizment pentru a despărți bărbații violenți. Din cercetările efectuate până în acest moment, are ieșit faptul că, din cauza unui conflict mai vechi, între un tânăr de 24 de ani și alte 3 persoane, a avut loc o ceartă, iar tânărul ar fi folosit un cuțit cu care le-a provocat leziuni celor 3 indivizi. Cu toții au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar mai apoi 3 dintre aceștia au fost duși la audieri. Câteva ore mai târziu, mai mulți bărbați din anturajul victimelor agresiunii au intrat în conflict cu un alt grup de tineri. Pentru a calma spiritele, polițiștii au fost nevoiți să tragă 4 focuri de avertizment. Cei 12 tineri cu vârstele cuprinse între 17 și 35 de ani sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale. În cursul zilei de astăzi, cei 9 tineri față de care au fost emise ordonanțe de reținere vor fi prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Ulterior a fost stabilită identitatea celor implicați, o parte dintre aceștia fiind conduși la sediu pentru audieri, iar cele 2 autoturisme cu care se deplasau au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor. Dacă majoritatea oamenilor aleg să facă plajă la mare, la piscină sau pe malurile râurilor, iată că o femeie a ales o locație inedită. Bronzul nu ține cont de împrejurări. O femeie a fost surprinsă la plajă în cimitir, pe o piatră de mormânt. Femeia în lenjerie intimă a fost pozată făcând plajă într-un cimitir din Alba Iulia. În fotografie se vede foarte clar că femeia și-a întins o pătură pe piatra de mormânt pe care s-a întins să se bronzeze. În încercarea de a verifica autenticitatea imaginii, jurnaliștii din Alba Iulia s-au dus în cimitirul cu pricina, au găsit într-un final mormântul surprins în imagine, însă femeia își terminase programul de plajă. Da, fiecare aparent face plajă pe unde apucă, dar vremea nu cred că ține cu noi, așa că ar fi bine să ne abținem astăzi. Cred că asta ne va spune și Romina în cele ce urmează. Bună dimineața din nou! Bine v-am găsit! Vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în acest weekend în regiunile sud-estice, iar în rest temperaturile vor fi apropiate de cele normale. Astăzi va fi cod galben de instabilitate atmosferică, local în Oltenia, în sudul Banatului, în sud-vestul Transilvaniei, în Muntenia, în Carpații Meridionali, de asemenea și în Dobrogea, vor fi perioade de ploaie. Aversele vor fi însoțite
de descărcări electrice și intensificări ale vântului, izolat vijelii și grindină. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius. Avertizarea meteorologică va fi valabilă până la ora 23. În București vremea se mai încălzește, cerul va fi variabil, cu unele înorări, vor mai apărea câțiva stropie de ploaie, aversele vor fi trecătoare, vântul va sufla slab și moderat, iar maxima va urca până la 31 de grade Celsius. Și mâine va fi înorat și vor apărea ploi, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, temperaturile se vor situa între 17 și 29 de grade Celsius. Poi mâine se face mai răcoare, după amiază va ploua cu tunete și fulgere, valorile termice nu vor depăși 26 de grade Celsius. La munte va ploua, iar vântul va bate cu putere. Se pot strânge cantități însemnate de apă și vor fi și condiții de grindină. Maxima urcă până la 21 de grade Celsius în predeal. Pe litoral va fi soare, dar norii se vor mai aduna și vor mai fi câteva ploi trecătoare. Pe plajă, gradele în termometre vor indica 27-28 de grade Celsius, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade Celsius. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți un weekend minunat! Mulțumim tare mult, Romina! Uite cât de frumos ne-am asortat și sper că la fel de bine ne-am asortat și cu veștile din lumea astrelor. Am înțeles că duminică plouă, e ziua în care eu mă odihnesc, chiar îmi doresc să plouă ca să pot să mă odihnesc așa cum trebuie și să fie ceva mai răcoric afară, să pot să trag frumos draperiile și să dorm toată ziua, asta este planul meu. Dar astăzi mă interesează în mod deosebit să aflu ce ne spun astrele, pentru că încă este o zi de muncă, încă ne mai deplasăm, încă interacționăm cu foarte multă lume și ar fi bine să aflăm ce ne rezervă viitorul. Olivia este alături de noi cu ultimele vești din lumea astrelor. Bună dimineața! Berbecii sunt, așa cum îi știm cu toții, nerăbdători. Doar că astăzi parcă recuperează zilele în care nu și-au atins targetul. Taurii simt că trebuia să ia niște decizii, dar parcă nu simt că a venit momentul. Se și alintă într-un fel, dar până la urmă au dreptate. Contextul potrivit va veni cât de curând. Chiar dacă nu toate merg ideal, gemenii sunt foarte optimiști și au o părere bună despre ei. Dacă asta se întâmpla în viața lor, înseamnă că asta trebuie să se întâmple. Și uite așa, ajung la pace. Racii se gândesc din ce în ce mai mult la aspirațiile lor, la viitor, la ce vor să facă în funcție de valorile lor. Așa că un pic de detașare de ceea ce îi consumă prea mult nu strică. Leii se pregătesc de weekend, așa că ziua de azi nu poate fi altfel decât bună. Iar dacă și pleacă într-o mini-vacanță, va fi chiar excelentă. Fecioarele stau foarte bine la capitolul socializare. Se uimesc chiar pe ele însele că acordă mai mult timp decât sunt ele obișnuite acestui capitol din viața lor. Balanțele au nevoie de bani. Este o situație punctuală când cel mai probabil trebuie să achite niște datorii sau să ramburseze un credit mic, știut doar de ele. Nevoile nativilor Scorpion primează astăzi, iar dacă faci parte dintre apropiații lui, cu atât mai mult trebuie să ții cont de ele și să le iei în considerare. Altfel, se poate lăsa cu ceartă și discuții. Săgetătorii vor să petreacă o zi în intimitate, cel mai înconjurat de oameni foarte dragi și de încredere. Cu toții avem nevoie de timp doar pentru sufletul nostru. Capricornii sunt în plin proces de maturizare financiară și, bineînțeles, de asumarea corectă a stimei de sine. Astfel, cei care au exagerat în trecut învață acum să stea pe locul lor, iar cei care au fost prea retrași trebuie să iasă în față. Vărsătorii au nevoie să își schimbe obiceiurile alimentare. De data aceasta nu trebuie să le spună nimeni. Văd ei singuri ca urmare a problemelor de sănătate care le strică planurile. Peștii fac rost de bani de care se bucură din plin. Aceștia pot veni indirect prin partenerul de viață care le poate face și o surpriză aparte. Bilete de avion spre o destinație exotică. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Ah.
am o super doamnă alături de mine în această dimineață. Este preferata mea, doamna doctor Daciana Toma, secretar în Societatea Națională a Medicilor de Familie, de asemenea medic de familie, de asemenea foarte sinceră, mai ales când vine vorba despre toxii, infecțiile alimentare care ne pândesc în sezonul estival. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața tuturor! Avem parte și de concedii, dar în aceste concedii putem să avem parte și de evenimente neplăcute. Și știu că sunteți foarte, foarte sinceră și o să spuneți lucrurilor pe nume. Sigur că îți dorești concediile să le petreci, să faci ceea ce ți-ai propus în concedii, nu să umbli pe la doctor și nu să ai evenimente neplăcute și spaime. Și atunci când vorbim de toxinfecții alimentare, sigur că este sezonul în care acestea apar cel mai frecvent. Pe de altă parte, trebuie să vorbim despre cum le prevenim și ce facem atunci când se întâmplă acest lucru. Hai atunci să vorbim un pic care sunt cauzele, mai probabil când se întâmplă să facem o toxinfecție alimentară. Dacă vorbim de această situație, mai probabil vorbim de alimente contaminate, de apă care nu este proprie consumului și de aici concluziile. Cum prevenim asta? În primul rând, apa și săpunul sunt sfinte, pentru că trebuie să ne spălăm pe mâini înainte de a mânca, înainte de a prepara mâncarea. Apoi, ce mâncăm? Mai ales că vorbim de concedii, indiferent cât ne e de poftă, de un anumit lucru, trebuie să avem, să ne uităm de unde îl cumpărăm. Știu că există tentații să-ți cumperi mâncare stradală, da? Gogoș sau porumb fiert sau ce știu eu ce altceva, da? Uitați-vă întotdeauna unde sunt depozitate, unde sunt păstrate. Și gândește-te dacă s-ar putea înainte să le prepare, că zici, păi le facem fața mea, foarte bine, dar înainte de a le prepara în fața ta, unde le-a ținut până atunci? Chiar și noi, când facem acum pe căldurile astea, la 30 de grade, dacă faci cumpărături, eu tot timpul am cu mine o plasă frigorifică. Dacă cumpăr ceva ce risc să se altereze, să pot să duc cât de cât la o temperatură, să ajung cu ele la o temperatură rezonabilă acasă, să nu le am gata alterate. Că asta se întâmplă, de fapt. Acum, în momentul în care facem o toxinfecție alimentară și cum am mai vorbit noi, atunci când faci o boală, ea nu apare așa cu numele ce ai făcut, ci ea apare cu niște semne și simptome. Mai probabil ai diaree, scaune diareice multiple, pot să fie însoțite sau nu de grețuri, de vărsături, în situații mai grave poți să faci și febră. Acum, în funcție de cât de intense sunt aceste simptome, te gândești dacă poți să gestionezi acasă situația sau nu. Dacă se întâmplă acest lucru unui copil, mai ales dacă e un copil mic, ținând cont de faptul că riscul de deshidratare este mare la copii și atunci când ei au diaree și vărsături, ei una, două se deshidratează, atunci mai probabil aș apela la o cameră de gardă să-l evalueze, să-l hidrateze. Regula de aur atunci când ai toxinfecții alimentare, ținând cont de faptul că germenii care pot să genereze toxinfecții alimentare sunt multipli, deci pot să fie bacterii, pot să fie virusuri, pot să fie paraziți, pot să fie pur și simplu anumite alimente. Ia că tăcă, acum nu mai știu dacă e sezon de ciuperci sau pulese, da, sau nu. Ghebe spre toamnă, știu sigur că face mamaza cu ghebe. Minte, când eram rezidentă la pediatrie la Cluj, era, da, cred că spre toamnă, cred, măi, când apăreau o grămadă de copii intoxicați cu intoxicații cu ciuperci. Și acolo, dacă nu acționezi la timp, chiar poți să pierzi copilul respectiv, ceea ce tragedie mai mare nu există. Și atunci, hai să vedem. Dacă
simptomele nu sunt foarte puternice, regula de aur e să menții hidratarea. Deci să aduci aport și să pui organismul un pic în repaus alimentar sau să folosești alimente care nu solicită organismul foarte tare. Da? Deci alimente ușoare. Ce le spun întotdeauna pacienților? Să aibă grijă să fie proaspăt ceea ce mănâncă. Da? Cu atât mai mult atunci când deja tu ești cu burtica praștie, ca să zic așa. Și lucruri ușoare pe care știi cum le-ai gătit și știi de unde îți. De exemplu, vorbim, nu? Brânză de vaci. Păi foarte bine brânză de vaci, dar... Da, de unde ai luat-o? Cum a fost transportată? Exact. De-aia spun că brânza de vaci ar fi bună, dar stai un pic. De unde am luat-o? Ce am făcut cu ea? Și... Sărurile de rehidratare orală sunt excepționale și recomand tuturor că atunci când pleacă în excursie, în perioada asta, când pleacă în concediu, dacă știi că mergi într-un loc unde nu ai aproape o farmacie, dacă te duci pe litoral, acum eu cred că farmacii mai peste tot. Dar dacă te duci într-o zonă unde știi că nu ai acces imediat la farmacie, puneți în gentuță câteva plicuri de săruri de rehidratare orală, să le ai la îndemână până se rezolvă lucrurile. În mod normal, toxinfecțiile alimentare, cele mai multe cazuri sunt cazuri autolimitate, adică indiferent de germenul care le-a produs, mai probabil vor trece în câteva zile, în maximum 7 zile. Dar repet, dacă simptomele sunt foarte puternice sau dacă apar semne de alarmă vorbim de partea de deshidratare, da? Și cum apare asta? Cum vezi asta? În momentul în care vezi persoana că îi scade forța, că este mai leșinat, ca să zic așa, că nu mai are aceeași vitalitate, că are mucoasele uscate, că are gura uscată, că are ochii uscați, că e mai flasc, că face febră. Deci nu mai stai pe gânduri, îl duci la o cameră de gardă să-l repună pe picioare și să-l evalueze. Ar fi o greșeală să intrăm de la început. Sigur că dacă vorbim de toxinfecții alimentare care au ca și cauză bacteriile, sigur că tratamentul antibiotic ar fi de dorit, dar nu ai de unde să știi ce e. Și atunci, cel mai bine e să vorbești cu un medic, să stabilești care este, pentru că vă dați seama, dacă e o toxinfecție alimentară virală sau parazitară, poți să-i dai și mama antibioticului, că nu rezolvi nimic, decât poate îți dereglezi flora intestinală și mai mult și mai faci alte trăsnăi. Și atunci... Bine ar fi ca tratamentul cu antibiotice sau cu ceva de genul ăsta să fie la recomandarea unui medic. Repet, sunt sărurile de rehidratare orală, regimul alimentar, astea sunt... Mâncăm orez, pâine prăjită mai degrabă, exact, în da, perioada respectivă. Da, da, da. Da, ceaiuri neîndulcite. Asta vreau să vă întreb. Funcționează leacurile acelea băbești? Când mai aveam câte un episod în copilărie, mama îmi dădea ceai de sunătoare, ceai de mentă și banană. Acum, când era știu un caz că, da, sigur sever, că, dar nu bananele, sigur că da, și orezul și morcovul, sigur că dacă ajută. Și până la urmă, mâncarea pe care o faci în astfel, câteodată pacienții, am văzut, sunt așa reticenți și le spun, sunt două variante. Acum, ce gătești ca regim nu trebuie să, cum să zic, poate să fie și gustos, da? Și să arate bine și ca și culoare și ca și gustos, nu trebuie să o iei ca fiind un chin. Pe de altă parte, trebuie să... asta nu înseamnă că o să faci toată viața regimul ăsta. Ce este important? După ce ți se rezolvă problema, ar trebui încă 2-3 zile să mai menții regimul alimentar. Am spus de spălatul pe mâini, am spus de transportatul alimentelor și de unde ne procurăm alimentele. Absolut esențial este să spălăm corect fructele și legumele și, din nou, vedem cu ce le spălăm.
Acum, sigur că mergem temir pe unde și zici, păi le-am spălat, păi dacă apa era contaminată și mâncăm fructe și legume spălate cu apă contaminată, nu e în regulă. Adică nu orice apă te duci în natură și simplu fapt că e un pârâu care trece prin natură sau care e un izvor, s-ar putea să nu fie în regulă. Cel mai bine ar fi, dacă știi că într-adevăr e ok apa respectivă, da. Dar dacă nu îți duci cu tine apă plată și sau apă, iei apă de acasă, nu? De la rețeaua publică și o folosești pe aia. Iei într-un bidon și speli fructele și legumele. Știu că atunci când eram mici, da, sunt și, nu îți fi dumneavoastră singura care a practicat lucrul ăsta, să mănânci fructe nespălate din pom. E riscant, totuși. Acum când, după ce am mai citit atâta și am mai văzut atâtea cazuri, totuși există riscuri în momentul în care mănânci fructe sau legume nespălate, plus că sunt, zici, cumperi de la țăran. Până la urmă nu știi dacă țăranul respectiv a dat cu insecticide sau nu. Din nou ajungem în altă etapă. Nu știi ce se întâmplă. Sunt alte vremuri decât atunci când am fost noi copii, nu știu. Mai aveam și niște anticorpi, mai stăteam la bunici, mai mâncam căpșunile direct din... Mai chiar mâncam, nu băteam capul, dar nu știu, cred că s-au schimbat și germeni între timp, au devenit și ei mai inteligenți. Dincolo... Au învățat să acționeze altfel. Bine, pe copii poți să-i păcălești ușor. Eu, spre exemplu, și poftind porumb fiert, mama îmi spunea de fiecare dată, nu că, uite, vezi pe vânzătorul respectiv în ligheanul ăla în care îți face ție porumbul și pe picioarele după ce pleacă de aici. Exact. N-am mâncat după aia niciodată. Deci nici acum la maturitate, când știu adevărul, n-am mai mâncat porumb fiert. Da. Sau, acum, vrei, vezi un loc unde se prepară mici. Mai te uiți. Oh, da. Și miros frumos și cum să nu poftești. Dar până la urmă te uiți unde țin ăștia carnea. Vezi un pic traseu, a dus carnea pe grătar, dar de unde? Exact. Dacă te mai important. Uiți dacă persoana respectivă s-a spălat, a fost dacă la baie, dacă s-a spălat la mâini sau nu. E foarte, foarte important să ne apărăm noi înșine înainte să ajungem. Astea sunt vremurile acum, până la urmă tu ești responsabil, adică recunosc, pe timp de vară sunt lucruri la care aș pofti, dar la care renunț pentru că mă gândesc că siguranța mea este mai presus decât pofta. Plătitele, iarăși, vorbim de litoral. Absolut tot. Trebuie să vezi. Folosesc ouă, nu știu dacă au fost ținute într-un frigider separat, dacă au fost spălate. Eu m-am uitat de multe ori, acum poate greșesc, m-am uitat de multe ori sunt când mergi cu mașina. Nu, sunt arabe unde se vând brânzeturi, unde se vând tot felul de chestii pe marginea drumului. Și întotdeauna m-am gândit, măi, cine poate să cumpere la 40 de grade când stă brânza aia acolo? Și nu există nici urmă de frigider sau ceva. Ce se întâmplă? Care-i secretul? Care-i secretul, da. Da, iarna, într-adevăr, datele problemei sunt ceva mai diferite, dar vara e tot foarte... Mie personal tot îmi place să știu de unde cumpăr. Iar apropo de povestea cu transportul alimentelor, eu am pățit, am cumpărat carne și pe când am ajuns acasă să o gătesc, eu cred că era proaspătă de unde am cumpărat-o, nu mai știu. Dar pe când am ajuns acasă să o pregătesc, nu, n-am mai putut. Deja cred că prinsese miros și... Dacă am mai făcut eu nu știu ce drum, am mai... și nu. Deci am pățit-o și eu și... Cred că, dincolo de carnea propriu-zisă, inamicul numărul unu este peștele în această perioadă. Noi peștele oricum nu prea știm să-l transportăm. Peștele, brânzeturile sunt anului. Medii propice pentru multiplicarea diferitelor bacterii. Salmonella, atunci când vorbim de infecții bacteriene, salmonella e vedeta acestei perioade și nu-ți dorești o toxinfecție cu salmonella. Chiar nu, bine, nu-ți dorești de niciunele, dar de aia zic, stai acasă, îți faci acasă sau mănânci într-un loc unde nu știu ce înseamnă sigur în ziua de azi. Că mă uit la televizor și văd tot felul de unități alimentare închise, adică afară arată totul foarte bine și în spate poți să ai surprize, dar na. Dincolo de asta, aș reitera un episod din copilărie, nu a mea, ci a fratelui meu, a făcut frecvent, cred că a avut episoade de enterocolită,
Luna și Enterocolita făcea și not într-o perioadă, dar la mare era ceva rău. Deci, din cauza apei bănuiesc, aici cum există intervenim? Există și, noi ajutăm. Acum, ceea ce-mi povestești tu, na, trebuie văzut în context, trebuie văzut. Există ceea ce se descrie, diarea călătorului, în momentul în care totul pentru cei de acolo e ok, dar tu te duci într-o anumită zonă unde nu ești obișnuit cu apa respectivă. Acum, nu cred că facem diarea călătorului dacă plecăm din București la Constanța. Dar când pleci în altă țară, chiar dacă acolo pentru cei de acolo totul e ok, tu nu ești obișnuit cu flora respectivă și cu alimentele respective și atunci ți se poate întâmpla. Aș atrage totuși atenția asupra faptului că diareea te poate păcăli. Nu orice diaree este toxinfecție alimentară. Putem vorbi ce am în minte în momentul ăsta. O persoană adultă care are alternanță de diaree cu constipație. Acum, eu știu că am vorbit săptămâna trecută de asta, dar e un semnal de alarmă. Alternanța de diaree cu constipație la o persoană adultă poate să fie semnalul pentru cancerul de colon. Pe de altă parte, o persoană vârstnică, de exemplu, care nu face multă mișcare, o persoană care are o capacitate funcțională mai redusă. În momentul în care el e constipat și zice, aoleu, a făcut diaree, există ceea ce se cheamă diaree de prea plin. E o falsă diaree. Și atunci, de-aia vă zic, întotdeauna trebuie să știm contextul, procesul. Da, să știm contextul și adică da, să știm contextul și să acționăm ca atare. Și să nu ne grăbim. Eu am pacienți care în momentul în care mă sună după 3-4 zile de episod diaree și când deja au trecut pe antibiotice. Bun, atunci acolo nu mai e ce face. Ducem antibioticul mai departe și vedem cum ne-o fi norocul. Știi, dacă trece într-adevăr sau situația se agravează și face vreo infecție cu Clostridium, pentru că ăsta e riscul atunci când iei antibiotice în mod nepotrivit. Deci mare, ai mare spus grijă. De leacurile băbești, acum nu-i tocmai academic ceea ce am să spun eu. Uite, noi avem experiență cu ceaiul de troscot, de exemplu, care e o plăntuță banală. Deci dacă te uiți în curte, în parcuri, îl vezi. Da, există și astfel de leacuri. Merită încercate, cred că nu, da. Nu prea au cum să strice. Adică ele și-au dovedit în timp utilitatea. Ideea e să nu facem, să nu intrăm... Să nu ne bazăm doar pe acestea. Exact, exact, da. Eu cred că e foarte, foarte important să avem grijă. Acum lecțiile sunt și învățate. Să fim să ne păstrăm sănătatea. Doamne ajută așa să fie. Mulțumim tare mult pentru această discuție și vă așteptăm cu drag de fiecare dată să povestim. Mulțumesc foarte mult și să fim sănătoși. Doamne ajută! Din nefericire, dacă vă confruntați cu un astfel de episod, de evitat înghețata, dar dacă sunteți sănătoși tun, dacă poftiți, noi vă răsfățăm cu 2 kg de înghețată puse la bătaie de sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană. Condițiile sunt foarte simple. Veniți la noi, la sediul din Casa Presei, până în ora 16, de luni până vineri, până la finalul verii, ridicați înghețata pe sistemul primul venit, primul servit și la final faceți și o poză cu aromele pe care voi singuri vi le alegeți din lădița noastră magică. Vă așteptăm cu mare, mare drag. Până una alta luăm și o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem foarte repede.